Ce faci, Valerica? O faci pătura? Da. Cum mă fac pătura, Marcel, că am lăsat o să stea până noi ne-am... Ce-am mai făcut pe aici? Da? Da? Hai să iau eu cafeaua ta de aici, că poate dai jos cu ea, știi? Da? Da, uitați cafeaua, Valerica, aici. Avea o gură. Până la urmă, bei toate. Dacă tu nu bei și lași aici să răcească cafeaua, ce se fac? Că mi se usucă gura. De apă. Apă? Da. Tot apă mă umflu. Doamne, mai bine cafea. Ia nu mă lua cu căldurile la greu. Da? Da. Mi-e cald, nu mai pot. Am și centura. Și aia, știi ce cald? Aia ține cald, nu mai spune atunci. Ține cald. Centura ține cald. Da, am primit un comentariu că să o iau, să o port. Și da, o port, sigur că o port, da. O port, da. Așa am lăsat-o în cutie ca să vă arăt. Dar eu o port. Eu o port în fiecare zi. O iau. Da, că nu te mai doare, Valerico. Nu mă mai doare, da. Așa, nu mă mai doare așa, nu. Acum, oricum, mă doare, da. Nu mai mă doare așa tare. Da. Aș fi făcut eu alea. Pătura aia, dar nu pot, că mă doare mâna, vezi și mă. Aseară n-am dormit toată noaptea. Da. Așa mă doare noaptea, mai ales că nu mă pot întoarce, nu pot să fac nimic. Știi că noaptea durerile sunt cel mai grele, da, noaptea. Da. Da, Marcel. Eu dacă nu iau medicamentele, eu nu pot să dorm de la durere. Îmi face nervul ăla, știi? La picior. Dar nici eu, n-ai văzut că m-am trezit și am stat în fund. N-ai văzut acolo? Da. Nu, facem așa până o facem cât de noi de mare. Și cât... Știm noi că să fie mai subțire sau o lăsăm așa mai, să nu fie chiar așa subțire. Da. Că nu facem supă de tăieței din aia de găină, facem o supă de roșii, așa, cu bulion de roșii, avem, adică bulion, suc de roșii, bio. Avem, care o să punem acolo, cu tăieței. De casă. Asta e foarte bună supa asta, că n-am mai mâncat de mult așa ceva. De când n-am mai mâncat? Când ai făcut? O să punem și câteva cartofi să fiarbă. Da? Da. Asta e cum îi spune? Supă de părădaică? Părădaică, de părădaică. Așa se spune la noi, da, de părădaică. Da. Denumirea lui, Marcel. Da. Cum să spune? Câte bordei, atât obicei. Nu? Lumea e mare. Nu, bun, Marcel, hai că revenim. Nu. Ce faci acum, Valerica? Acum punem niște cartofi aici în ciorbă, în supa asta. Ciorbă. Normal că ciorbă o să fie. Da, sigur. Cum? Ciorbiță. O ciorbă de roșii. O ciorbiță de roșii. Da.
foarte bună și gustoasă. Am pus carne, n-am pus nimic, așa, fără carne. Un pic de ulei, o să punem o lingură de ulei, ca să aibă și un pic de ulei, nu mult. Bravo. Și lăsăm să fiarbă acum cartofii și după aia punem sucul de roșii. Am făcut și pătura de tăiței, după care o să pregătim și aripile, avem niște aripi de pui. Da. Ok. Da. Bingo. Puțin să te auzi. Ai filmat deja? Da. Și ce vrei? Da, nu mi-am luat șorțul, Valerica. Să fac eu asta, da? Ce să faci? Ce vrei să faci? Să contimentez eu carnea. Da, dar eu trebuie să pregătesc aici asta. Ce? Că... Păi tu pregătești acolo și eu contimentez. Și tu pui? Da? Da. Hai că vrem să vedem cu sosul ăsta. Mm-hmm. Asta să pune și pe carne, da. Dau! Trebuie să mai pun sorțul acum aici. Dar ce a fost care asta? Miroase fain? Ce, ia să văd și eu cum miroase. Și el miroase acum, nu? A, oțet, a... Hai să vedem aici așa în lingură. Este... E mai gros, vedeți? E mai gros. Să-mi iau sorțul ăla. Hai să vedem cum o fi la gust. Da. Asta nu am făcut aproape nimica. Numai că am filmat-o. Lasă că... Bine, am și gândit că mă doare mâna asta, băi. De mine. Ce mă doare. De. Sosul ăsta e... ceva asiatic. Deci... Da, asiatic ceva, da. Asiatic? Da, e bun la carne, știi? Să punem un pic de vegeta. Nu mai punem... Mai punem sare ca să nu fie sărat aici, să nu facem sărat. Să nu fie asta un pic sărat. Da. Punem așa pe carne și vedem după aia, știi, ca să punem un pic de boia. M-a dus boiaua. Mă uit și eu la filmările voastre acum. Acum, te uiți la filmările noastre acum. Da, aici ai Nora, de față e creatită în poză. 2900 de vizualizări. Da? Că totuși punem un pic de atât de sare. Doamne, dar ce miros frumos are ăsta? Ce? Sentimentul ăsta, nu știu ce. Da, are un miros frumos. Ăsta. Da. Super. Nu lasă că punem aici așa pe aripioarele de pui. Da. Nu am pus mult că nu știu cum e cu continentul ăsta, să nu fac aici ceva mai sărat sau mai continentat, după aia să nu putem să mai mâncăm. Că noi nu prea suntem obișnuite cu continentele astea, obișnuit, adică, scuzați. Lasă că o să fac și eu prăjitură. O să fac o prăjitură. Acum are gândul de prăjitură, să facă prăjitură. Da, mă, să mă doară mâna. Acum, să da. Să nu mișc, uite, abia mișc mâna de aici. A, uite, mă doare, vezi? Nu așteptăm să se facă și chipul nostru ăla la... Nu pot să fac nimic, mă doare mâna de aici. Da. Nu ia ca așa. Mai lăsăm să stea un pic și le punem la prăjit. Să-i prăjim. Cu niște cartofi naturi ceva sau rotunde, așa, vedem noi pe aburi, așa ceva. Da. Na. Lăsăm deoparte. Dar nu poți să taie cu znacul.
A, nu, 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 că e cald, nu, da? Nu, nu, până terminăm noi aici. Am crezut că să pot să mânc deja. Trebuie să-l văd acolo, dacă... Și cât timp trebuie să-l lași acolo? Să-l iau din tavă. Cât timp trebuie să-l lași? Ai, acum, Marcel, acum, ce mă faci? Vrei să-l dai să-l fac bai șamar acolo? Ce vrei? Nu. Da, ce poftă? Să-ți treacă? Acum, ce să facem? Nu. Nu pot să tai așa, că tot să faci ceva și amar. Da, tu bine, mai lăsăm o oră. Iată, deja Iosif și-a venit. Mai lăsăm o Iosif, ce spui? Deja și-a venit. Ha? Tăiem chegul ăla. Nu tăie, mă, stai. Nu tăia, spune Nora. Nu ne lasă să tăie. Că noi ne-am chinuit aici, eu și Nora, să facem. Nu-i ceva frumos chin. Pentru prietenii noștri, pentru frații noștri, pentru da, surorile noastre. Da, prietenii vor să vadă cum mănânc eu acum. Prietenii vor să vadă cum se vede. Dacă prin fierbinte. Noi terminăm mâncarea, după aia mănâncă fiecare da, câte o bucățică. Da. E cald. Bine, gata. Am înțeles, doamna Valerica. Nu mai spune nimic. Uitați, am un cântar care nu am un șurub la el. Uite aici. Ăla e special pune, acolo. Nu-i pune un șurub. Da, nu, și nu Cristo, acolo e capsă din aia. El a avut ceva aici, da. Știi? Da, așa l-am luat, nu să-l fac, să-l iei cu șurub acolo. Și ăsta câte grame are? Hai să vedem. Are ăsta... 100, nu are 100 de grame. Ce? Câteva decuri are. Da. Da. 5 decuri asta are. 5 linii din alea. Adică 100 de grame ar fi ăștia. Eu cam așa cred. Ce 100 de grame? Liniile alea. 70-80 de grame. Cam așa ceva. Să știi. Cât de plastic. O liniuță. La liniuța asta cred că e 100 de grame, nu? Da. Nu e 100. Ia de la mine, lasă vă ia. De la mine. Hai, vin aici. Să iau în mână, nu? A, în mână? Că te nu știi la gramaș. Da. Atât are. A, 150. 100. 120 de grame. Cam așa ceva, da. Da, are, da. Uh-huh. Cam 250 de grame are. Ia că. N-are 250. Și cât are? 200? 120 de grame. A, 100, da. Acum cât are? Lasă că eu am pus aici mai, știi, cântarul. Acum vrei tu să tai o pietre? Nu te ia, da? Nu, am lumit cu tine acum, dar nu cred că am lăsat. Nu. Ia lasă-l acolo, lasă. Nu. Lasă să-mi arătească acolo așa. Și după aia știu ce fac cu el. Ce știu tu să faci cu el? Eu nu știu ce știu. Ce facem cu el de asta? Faci cu el. Băgăm în burtă. Îl băgăm în burtă. Ți-am zis, oameni buni. Ce fac eu cu Iosif? Îl băgăm în burtă. Da? Sigur. Da, iată așa. Cam mare cărția asta, când făceam în alea mai mici, ieșea mai sus. Da, sigur, asta e mai mare, da. Da. Cam așa. A ieșit checul nostru. Da, o să mai răcească. Sora care, doamna care mi-a zis să facem. Da. Am făcut după cum a spus dumneavoastră. Da, e foarte bun că i-am mai făcut ăsta. E super. Știu super, că e bun, mie bine să mânc tot. Și cred că nici n-am mers așa la început, n-am dat drumul la cuptor. Mm-hmm. Așa bine și nu s-a ridicat. Să vedem ăla luat acum. Să vedem. Da, mie mi-e somn, scuzați-mă. Ce faci? Nu se filmeze acum, da? Pentru că acum, uitați, oameni buni, curăț și eu cartofi. Pentru voi. Da? Acum ce fac aici? Aici trebuia să fie apă, nu trebuie să fie. Un cartofi acolo, da? Ia uitați să fac și eu, să ajut puțin pe Valerica să facem mâncare, cartofi. Astăzi nu prea m-am simțit așa de bine, sincer să vă spun. M-a dorit ochiul drept și mâna mă doare și acum, dar nu mă las. Fac o țără pentru voi ca să mă vedeți și pe mine în filmare. Și eu vă doresc multă sănătate și fericire, oameni buni, ca și vă pretend să vă dea Dumnezeu la toată familia voastră multă fericire și bucurie și sănătate. Da? O să curăț cartofii ăștia. Și eu cum îi tai, Valerico? Eu așa le las, lasă-le așa întregi. Așa? Da. Optim. Și... așa vrea Valerica, să le las așa. Lasă-le așa, că după aia le fac eu. Știi?
Puteți să ne mai scrieți și voi în comentariu despre ce mai faceți voi, cum sunteți voi. Și nu uitați, sâmbătă de la ora 7, să veniți cu noi pe live. Ați văzut ce frumos a fost acum, ultima dată, sâmbătă. Ne-am bucurat cu toții. Am râs, am glumit. Am băut cafea împreună cu voi. Am cântat. Am vorbit din Biblie. Întrebările care m-ați pus. O să vă răspund la întrebările care știu, care nu... Părere de rău, nu știu. Dar chiar mă bucur să puneți întrebări. Da, îmi place. Poți să vii un pic aici în ora să... O să terminăm și mâncarea noastră imediat. O să pun sucul ăsta de roșii. Avem bio. Așa. Trebuie să plăcăresc un pic și după aia lăsăm să fiar. Vă duc acolo în ora. Da. Ar văzut că ne-am bucurat împreună. Și după ce am terminat live-ul, imediat m-am uitat și ați fost 1200 sau 1300. M-am bucurat foarte mult. Și când vă văd întrebările și că stăm de vorbă, da. Dar eu stau cu voi pe live cât vreți voi. Da. Că știți cum e. Pui o întrebare, vorbești despre ceva, iară întrebăm, iară vorbim și timpul trece așa de repede, că nici nu ne gândim cum trece. Da. Da. Și acum imediat vreau să fac și o tăieței. Da, tăieței. Da, sigur. De acolo și imediat le punem. Da. Da. Să facem mai repede. Pentru că am filmat, deja avem la greu. Păi este filmarea acum acolo, de că o oră jumate. Hai de mine și de mine. Lasă că așa trebuie să aibă prietenii noștri ce să vadă. Da? Sigur că da. Cred că nu vă plictisiți cu noi, nu vă plictisim. Acum n-am putut să fiu așa de mult în filmare, că am spus că m-am simțit bine și am adormit o țără. Dar am filmat, m-am trezit și am filmat la tot ce a făcut Valerica aici, în teatru, dar la prăjitură, am filmat. Și pe ea și pe Nora. Nu mai arătăm acum cum facem și ce? Aștea de ce? Găină, aripile de găină, pentru că, nu, că e prea, prea mult am filmat, nici e cartofii. E prea multă filmare și nu vrem să o împărțim în două, știți? Nici nu putem să o împărțim în două. Cum? Să împărțim în două? Nu, să pui două părți. Să punem partea 1 și partea, vine partea a doua? Păi dacă poți, eu știu. Nu știu cum fac și Abel. Dacă poate să punem jumate, nu știu cum fac și Abel. Habar n-am. Vedeți că e mult de filmat. Dacă stăm așa și vorbim și... Da, discutăm, e mult de filmat. Ar fi fost bine să fim live și să ne puneți întrebări, să vorbim. Așa. Da. A, atunci, hai, sigur că... Nu le tăi nici așa subțiri, subțiri. Așa le tăi mai... Da, mai gros. Uite, am făcut și eu cartofii. Mai am un teță, îl fac și pe ăsta și gata. Am terminat și de părățat cartofii. Nu știu că dacă o să pierd cuțitul meu ăsta, vai de mine și de mine. Da, nu-i bai de mine. Ăsta... Nu, e, mai sunt din astea, dar sunt scumpe. Eu fără ăsta nu pot să fac treabă. Am văzut acolo. Dacă n-am ăsta... Nu mai este 100% câtei, dar... Dacă n-am cuțitul meu ăsta, nu mă descurc cu alt cuțit. Da? Nu. Și cu ăla care faci tu, care curăți cartofii, da, zarzavaturile, toate astea... Hai că mă duc să spăl cartofii. Nu, du-te, Marcel, și revenim. Da. Iată, am pus aripii de la prăjit, cu puțin ulei. Și
Acum vreau să fac și cartofii, ca să punem și cartofii. Așa, da? Dacă o dau mai încet, am dat-o mai încet, așa, cartofii sunt pe ei, am tăiat așa și o să-i facem așa, o să punem puțin de usturoi, așa ne place nouă, cu puțin de usturoi, să-i călim așa în usturoi, puțină ceapă și o să vedeți voi ce bunătate o să fie de cartofi, să mă duc să pun acolo capacul. Ca să-mi ia și eu răzăceagul ăsta, îmi place foarte mult răzăceagul ăsta, nu? Ai grijă! Nu, ăsta nu-i problemă, lasă că aici, a trebuit cu cuțelul ăsta. Adă-mi și mie, te rog frumos, șorțul meu. Păi l-ai dat jos iară. Păi l-am dat jos că am zis că terminăm, nu? Dar facem și partea a doua, oameni buni. O să vedeți acum. Păi punem așa în două părți, da. O să punem în două părți, da. E, da. Pentru că n-avem cum, că am filmat prea mult. Sigur, știu, da. Trebuie să fac usturiul ăsta. Acum o țăr aici. Ca să-mi iau sorțul. Sorțul, nu ăla. Mi-aduce... Ce? Mi-aduce de asta. Eu zic. Ah, vezi, da. De sorț. Aha, da. Ia că e gata și checul nostru, a doilea. Da. Să știi că sunt cam mari de grăbile. Da. Și ce, sunt bune? Sunt bune, numai nu ies așa sus din 5 ouă. Da, trebuie să-l fac din 6 altă dată, ca să fie mai sus un pic. Așa. O să-i fac din 6 ouă. Da? Da. Lăsăm acum să răcească. Da. Iată asta cam să aduc, lasă că o să facem cu filmare și asta. Nu, bine, hai să fac și eu. Da. Așa. Hai să iau și eu astea de aici când încurcă. Le fac eu aici. Vedeți usturoiul ăsta. Că trebuie, nu? Punem la... Ia ce pe? La cartofi. Nu ne place la cartofii ăștia care o să se fac cu ceapă și cu usturoi. Epa! Mare lucru! Da. Ceapă și cartofi! Da, da! Da. Ne facem așa lângă arii de pui. Da? Da. Luăm ăsta că ne încurcă acolo. Da? Da. Eu vă să vă ajut acum să simt o baterică. Am mai lăsat puțin mâna, dar am tot îmi doare. Și după aia, Valericu, ce mai fac? Ce să mai faci? După să-mi dai de lucru aici. Să-mi dau de lucru? Lasă că... Faci de lucru acolo. Da? Mamă. Usturoi. Da. Așa, ca să avem loc că... Nu avem loc aici. Nu, acum să vedem că trebuie să punem și tăieței mici în supa aia, în ciorba aia. Da. Iată aici, gata. Ce foame a sita? Da. Hai, te iubim. Așteaptă puțin. Nu, te gata. Acum punem tăieței în ora. Bun. Nu, iată cum s-a fiert tot aici. Și punem tăieței să fiarbă. Iată așa. O lingură asta mai mare. Așa. Iar sunt multe tăieței în ora.
Iar nu o să fie multă supă. Da. Acum lăsăm să fiarbă. Un pic de ulei, stai să pun un pic de ulei, o lingură de ulei, nu mult. A, nu, lingura asta mare, asta punem jumătate, așa. Ca să aibă puțin acolo, așa. Pentru că n-are carne, n-are nimic, n-am pus ulei nimic. Da. Așa făcea mama mai de mult. Peste Nora? Da. Așa ne făcea. Și toți rumii de la noi din Sântana, din Comnăuș, așa făceau toți. Nu crezi că punea carne în fiecare zi. N-aveau carne de unde să pune în fiecare zi. Da. Făceau o supă de roșie din asta, o ciorbă de roșie și făceau o oală mare care erau mulți în familie. Și când meream la sapă, și acolo ne făcea și ne dădea așa să mâncăm, când meream la sapă, cu ziua. Dar e bun, ce are? Da. Acum o să fierbă ulei. Carne avem aici, nu mai am pus acolo. Iată așa, uite cum se face schimb. Aripioarele noastre. Nu am făcut ciorbă. Nu am făcut ciorbă. Acum fierbe un pic și gata, e ciorba imediat, iată. Se face și alipioarele. Dar punem așa pe ei un pic capacul ca să se facă bine până la os. Așa. Și gata imediat. Da, da. Da? No, bun. Punem un pic de leuștean din ăla uscat. Aici așa. Când avem pătrunjel, n-avem leuștean. Când avem leuștean, n-avem pătrunjel. Nu. Ce mă fac? Doamne, ferește-mă! Iată pe aici, l-am găsit. Nu cred că punem un pic de leuștean. No, cât are ăsta, plicul ăsta? Cât are? O linguriță de din ăsta are, n-are mult leuștean. Îl pui de două ori. Și gata. Închide și doamne. Nu voi. Sunt gata imediat peiței noștri. Supa noastră. No, iată, avem supă la greu. Slavă Domnului, acum Nora revine. Ce faci, tată? Uite acum tai o ceapă, Nora. Da? Da, acum dar plin acum mai era. Și pe mine mă doare ochiul. Eu știu? Nu mă aranjat aici. Și pe mine mă doare ochiul. Nu e. Nu e tătarul. Da. Nu știu, gata și ciorba noastră e gata. Da. Da, sigur. Și pe asta, știu. Acum punem să facem cartofii. Imediat facem și cartofii. Da? Punem ceapa înainte, da. Unde pui ceapa? Așa întreagă pui, nu? Nu. Da, cum? Stai așa mărunt. Unde să pun întreagă? Dar nu vreau să spăl prima. Dă-o. Da, spăl-o până. Hai. Hai, să tai. Ia. Cum așa mărunte? Așa mărută, pătrată, să tai la mâncare, nu știi? Mărută și pătrată. Așa se tai. Da. Asta vrei să mă
Gata? Uite, vezi bine așa? Bine. Foarte bine. Super. Dar iară dai așa cu ce? Cuțitul. Ai grijă. Nu, te mică și ce faci? Gata, Valerico. Gata? Da, hai că plec. No, hai, două aici să mergem să o punem acolo. Așa. Nu știu. Mai puțin când tai ceapă, numai puțin, nici o zici un minut. Gata, plec. Da, nu știu rău, și mai ales să știi ce. Am observat ăsta care mă doare, nu știu mai repede. Da? Da, știu. Bine. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Dacă vreți să vă abonați la canalul meu, să nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și Ia. Dar tu știi să faci? Da, știu ce cum, nu știu. Da, într-o zi mă duc la ei să văd cum face el. Da. Face? Da, nu știu dacă face, dar o să-l întreb să văd, face? Da. Hai să văd ce știi tu să faci. Mai au pierdut la concurs? Poate ce? Ce, nu? Ce știe? El știe să facă, zi, nu știu, paprikaș, cum spune. Ah, cofeanul, paprikaș? Da. Punem acolo, acum hai. Hai, pune aici răcură, ca să poți să amestec aici. Doamna Valerica. Da, așa. Așa. Poate e bine, Leonora? Da. Hai că punem acum, să nu sargă usturoiul. Hai, pune. Hai, pune tu. Pune. Da. Da. Uite așa. Da, așa. Să cum am este tot, pute și pute. Da. Mamă, ce frumos miroase. Mamă, în bune aici. Da? Hai să vină și știu să faci bucătare. Am făcut și eu sura. Ce să faci? Ce râzi, Nora? Ha. Că-i-am făcut și tu ceva. Am făcut și eu ceva, iată. Dar trebuie să vezi să mă dau mâna asta. Mai pot să dau. Valerico, aici mai întorci și mai facem ceva? Da, să nu se arde acolo. Aici cărculița, cred. Da, cărculița, iată, pe acolo. Aici punem un pic, numai un pic de apă și punem capacul. Da. Ce să mai lăsăm pe ăsta? Adicioare de astea le mai lăsăm puțin aici. Lăsăm asta să rămânească, da. Să se rămânească frumos și eu mai amestec puțin aici. Unde ai luat de la mine? Ai luat de lingua. Lingura de lingua. Da. Asta e puțin aici până când. Așa, știi că dacă usturoiul de jos și ceapa și dacă nu amestec. Nu se ardă, da. Da. Pune puțin apă acolo. Atunci când pui apă numai. Da. Amestec. Iată așa. Iată așa. Da. Și tot așa. Da?
lasă, mai ai făcut acum mai. Da. Nu fac și acolo. Mai lasă. Imediat, imediat. Acum știu ce stresată sunt eu. Ce ești? Grăbită și stresată. De ce? Pentru că știu că eu și de... Lasă pe eu și de bani acum. Ce se face? Ce se face? Și jumătate. Da. Da, eu sunt că uită imediat. Dar eu sunt, dacă nu mănânc, e problemă. De ce trebuie să facă la tine? Ce mai aranjat? Trebuie să mănânc, că dacă nu mănânc, tot rămâne sărat. Știți? De-aia mănâncă, de-aia mănâncă el între mese așa. Nu pot eu să mănâncă numai salată, pentru că el ia medicamente tari. Da, și trebuie să mănâncă. Și dacă el mănâncă salată și mai regim așa, nu poate deocamdată așa dintr-o dată, nu poate. Degeaba el mănâncă salată, că după o jumătate de oră iar e foame și începe să tremure, mi-a zis. Da, da, dacă e așa, ia de la medicamentele astea care ia precare. Da. Nu sunt, imediat sunt gata așa culoarele, imediat se face și aici. Vezi că deja uite. Da, am pus să rucească, da, am pus să rucească. Iată aici am pus. Na bun. Hai că revenim. Da. Nu, cam... Asta a fost mâncarea. Da, noi mâncăm acum că da. Ne foame, oameni buni. E, da. Supa e foarte bună, super bună. Uitați cu ce a făcut Valerica. Da. E foarte bun, mulțumim lui Dumnezeu. Supa noastră. Și aveți poftă. Leacă, uite așa. Mm-hmm. Aripile noastre, cartofii noștri, așa. Mm-hmm. În aburi, să spune, așa, cu usturoi, cu... De ca naturi, da, cartofi naturi. Ușoară, mâncare ușoară. Da. Checurile noastre, uitați cum arată. Mm-hmm. Unul cu cacao, unul cu așa, cum da. A făcut. Mai trebuie să-i tai. Da, să îi tăiem așa frumos pe cameră. Mamă, dar ce bună e supa asta! Păi și roșiile sunt bune, Marcel. Da. Da, ea este mâncarea bună când roșiile sunt bune. Sigur că... Da. Foarte bun. Și gustați? Și place, da? Nu merge așa. Îmi place, da. Doamne, ce calm e. Nu mai pot. E cald aici, da, s-a încălzit. Ai făcut mâncare, poate, după cum? Da. Când mâncăm o dată, acum e seara, imediat se face seară. Da. Și gata. Da, am făcut mâncare, am împărtășit-o și cu dumneavoastră. Vă mulțumim că vă uitați la noi, din inimă vă mulțumim că sunteți în fiecare zi cu noi și ne iubiți ceea ce facem, ne apreciați, vă mulțumim. Fiți binecuvântați de Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Trebuie să faci acolo să mănânci, ca eu să mă duc să tai checul ăla, care e mai... Da? Da, că ăla e prea cald, acum da, numai ce l-am luat. Da. Să arătăm la prieten, la frații noștri cum arată checul ăla. Ăla e, chiar e bun de tăiat, ăla nu. Prea e. Cam, nu, unul e și mai sus, unul e și mai așa mai jos, pentru că, nu știu, cred că are, când am pus cacaua, s-a lăsat. Da. Sau, nu știu, cred că și vreau cuptorul. Sau ouăle, nu știu acum. Lasă, altă dată facem, pentru că eu cred că și cam sunt mari tăpsiile astea, tăvile astea cam sunt mari, pentru la 5, nu știu, habar n-am. Da, totuși, ăsta a ieșit mai sus și ăsta mai jos, s-a lăsat mai jos, da. Da, nu contează. E foarte caldă acum, Valericum. Ai mâncat și supa caldă. Da. Nu, ne place să mâncăm din boluri.
Acum fiecare și-l-a pus în alt bol? Da. Așa, așa mai merge. Da, da, sigur. Îl punem o dată, nu mai punem de două ori. Da. Da? Super bună. Mereu să te binecuvânteze, Valerie. Să-ți fie de bine, Marcel, fie binecuvântat de Domnul. Da, sigur. La spălătorie. La spălătorie? Da. La bucătărie? La spălătorie. No, hai, Marcel, vino. Nu, bun, acum a venit rândul și la chec. Da. Ca să-l tăiem așa frumos. Să vedeți cum arată. Uitați. Foarte fain. Nu? Da, sigur. E și foarte fain. Da, da. Și acum îl tăiem, să-l punem pe farfuria asta. Așa frumos. Stai mai pe lung, așa cu cuțitul ăla, că îl sorim. Da. Ia că așa, o să punem așa frumos. Da. Stai că trebuie să tăiem și ăsta la alt jumate, să-l punem așa frumos acolo. Să-i facem o fotografie. Da. Să mai rămâncăm. Ia că așa. Ce faci acum? Îl punem aici așa, tot aici punem. Dacă nu închepe, nu închepe tot. Ce-am spus că nu trebuie să pui tot, nu închepe tot. Lasă la acolo așa pe lemn. Nu, lasă la așa pe lemn atunci. Da, așa. Dar aranjează așa frumos. Bine, zici tu. Așa. Hai că-l aranjăm așa ca să se vadă așa frumos. Așa. Nu. Și tai și din ala într-o bucată să... Nu, nu, nu tăiem, că da? E fierbinte, e tare, fierbinte. Da? Lasă, că acum asta nu, să știi. Vrei să-i fac o poză? Da. Fă mai de-aproape așa, o poză mai de-aproape. Trebuie, așa fac. Nu. Ia să e așa. Mai de-aproape? Aproape, e foarte aproape, am tras mai aproape. Să vedem. Dar nu faci pe filmare. Nu fac pe filmare. Nu. Ce trebuie să ieși. Stai că mulțumim. Gata? Da. Nu, bun. Hai că vreau să rup unul, așa, să vadă că e foarte pufos. Uitați, e foarte pufos. Da. E super. Foarte bun. Delicios. Super. O bunătate. Da. Hai de la mine să te filmezi și du-te să mulțumești și tu. Ce, da? Da. Hai grijă că merge camera. Da, oameni buni, frați și surori, cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumim pentru că ne-a apreciat atât de mult, pentru că vă uitați la noi și vă place ceea ce facem. Vă rugăm în continuare să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like. S-a apăsat pe clopoțel ca să puteți să vedeți și următorul video și până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere! Dumnezeu să vă binecuvinteze!